Persoanele care dorm adesea au mai multe șanse să dezvolte hipertensiune arterială și să sufere un accident vascular cerebral. Au găsit un nou studiu realizat de cercetătorii Tucson, Arizona, potrivit CNN. Acest lucru se poate datora faptului că, deși atrage un pui de somn nu este neapărat dăunător. Mulți oameni care iau un pui de somn pot face acest lucru din cauza visului rău în timpul nopții. Somnul slab noaptea este asociat cu o sănătate mai precară și sistes nu sunt suficiente pentru a compensa acest lucru, a declarat psihologul clinic Mihail Grandner într-un comunicat. Grandner direcționează clinica de medicină comportamentală la Centrul Medical Banner University din Tucson, Arizona și nu a participat la studiu. Participanții la studiu care au depozitat în general în timpul zilei au avut cu 12% mai multe șanse de a dezvolta tensiune arterială ridicată și au avut cu 24% mai multe șanse de a face un accident vascular cerebral în comparație cu persoanele care nu s-au alăturat niciodată. Dacă persoana avea sub 60 de ani, somnul în majoritatea zilelor a crescut riscul de a dezvolta hipertensiune arterială cu 20% în comparație cu persoanele care nu au dormit niciodată sau rareori, potrivit studiului publicat în Hipertensiune, o revistă a Asociației Americane a Inima. AHA a adăugat recent durata somnului ca unul dintre cei 8 parametri esențiali pentru sănătatea optimă a inimii și a creierului. Rezultatele au fost menținute chiar și după ce cercetătorii au exclus persoanele cu risc ridicat de hipertensiune arterială, cum ar fi cei cu diabet de tip 2, cu hipertensiune arterială ridicată în liceu, cu colesterol ridicat, cu tulburări de somn și care au lucrat în schimburi seara. Rezultatele arată că visul crește incidența hipertensiunii și a accidentului vascular cerebral, după multe variabile cunoscute ca fiind asociate cu riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral, a spus Dr. Phyllis Seah, directorul centrului. Pentru medicina circadiană și somnul în nord, vestul Facultății de Medicină a Universității din Feinberg. Din punct de vedere clinic, cred că acest studiu evidențiază importanța furnizorilor de servicii medicale de a întreba pacienții despre somnolență și somnolență excesivă în timpul zilei și să evalueze dacă există alte afecțiuni care contribuie la acesta, pentru a schimba potențialul.